Imperativ, sub zodia argumentului. Bun găsit, sunt Ioana Soreanu și vă invit să discutăm astăzi despre criza din Grecia și efectele ei asupra Uniunii Europene și asupra României. Conferențiar universitar dr. Gabriel Mursa de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași este invitat în studio. Care este atmosfera în Grecia? Care sunt tendințele de vot? Vom afla în direct de la corespondenta Radio România la Atena, Monica Chihaia. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Adrian Vasilescu, ne va spune de asemenea dacă această criză va avea efect asupra României și dacă țara noastră este pregătită să prevină o astfel de situație. Ministrul de Elen de Finanțe, Yanis Varoufakis, a declarat astăzi că acordul dintre Grecia și creditori este aproape finalizat, indicând că cele două părți au purtat discuții private pe parcursul săptămânii. Indiferent care va fi rezultatul referendumului, acordul este iminent, a spus oficialul Elen. Grecii trebuie să voteze duminică la referendum dacă acceptă sau nu propunerile de reformă ale creditorilor internaționali, respectiv ale FMI, statelor din zona euro și ale Băncii Centrale Europene. Oficialii europeni au caracterizat referendumul drept un vot pentru rămânerea sau nu a Greciei în zona euro. Acestea ar fi ultimele evenimente, o trecere pe scurt în revistă. Domnule profesor Mursa, cum a ajuns Grecia în această situație? Ceea ce se întâmplă în Grecia, din punctul meu de vedere, este o consecință a politicilor economice aplicate în această țară în ultimii 30-35 de ani. Din punctul meu de vedere, dezastru, pentru că vorbim de un dezastru, vorbim de o țară prăbușită pur și simplu, a fost pus în aplicare de politicienii din Grecia. Sunt trei forțe politice care poartă această responsabilitate. Este vorba de PASOK, vorba de Noua Democrație și mai nou Syriza. În același timp, nu trebuie să aruncăm toată vina dezastrului pe politicienii din Grecia, trebuie să ne gândim și la cei care i-au votat pe politicienii din Grecia, deci poporul grec, să o spunem, de ce să nu o spunem. Ar mai fi de adăugat aici politicienii din Uniunea Europeană și din alți funcționari din organismele internaționale care au tolerat ceea ce se întâmpla în Grecia înainte de începerea crizei și care au prelungit boala Greciei după 2008. Deci avem trei mari vinovați. E vorba de marile partide din Grecia, poporul grec, votantul grec și funcționarea ai țărilor din Uniunea Europeană. Cum s-a ajuns aici? Și poporul grec, care este vina votantului grec? Vina votantului grec a fost aceea de a fi dus de nas la nesfârșit de acești politicieni responsabili care se găsesc, din nefericire, nu numai în Grecia, se găsesc în toate țările Uniunii Europene, dar în special în zona țărilor care au un sânge un pic mai cald decât celelalte națiuni. Și mă refer aici la țările din zona mediteraneană și țările cu sânge latin. Printre acestea, bineînțeles că se numără și România. Dar credeți că grecii sunt naivi, au fost naivi sau s-au lăsat mituiți de politicienii greci? Din punctul meu de vedere, un popor trebuie să-și aleagă să fie condus de elită. Un om simplu nu trebuie să se priceapă nici la teorie politică, nici la teorie economică. Un om simplu trebuie să aibă încredere în niște politicieni care vor pune în aplicare niște politici corecte și sănătoase. Problema apare în momentul în care acești oameni simpli, care nu știu nici economie, nici teorie politică, se lasă mințiți decenii de-a rândul, pentru că au fost mințiți. Pe de o parte, pe de altă parte, i-au și fost mituiți. Pentru că politicienii, ca să-și obțină privilegiile, dau și poporului ceva, pâine și circ. Acum în Grecia pâine nu mai există, există doar circ. Grecia au avut un nivel de trai foarte bun până la un moment dat, de aceea v-am și pus întrebarea. Au avut un nivel de trai foarte bun, numai că acest nivel de trai era nesustenabil, era finanțat prin împrumuturi internaționale. În momentul acesta, Grecia, ca urmare a acestor împrumuturi internaționale care mențineau un nivel de trai peste posibilitățile țării,
Aceste împrumuturi au condus la o datorie a Greciei de 180% din PIB, adică la 320 ceva de miliarde. O datorie care astăzi trebuie plătită. Și oficialii europeni, cum de nu au știut lucrurile acestea? Politicienii europeni au știut, numai că uneori au fost și mințiți, este foarte adevărat, au fost mințiți, pentru că am observat, cel puțin în ultimele zile, am observat că aceasta pare să fie o trăsătură a politicianului grec, minte foarte mult. Cei doi clowni, respectiv Tsipras și Varoufakis, mint de cel puțin 4-5 ori pe zi. De asta îmi imaginez că minciuna în politica din Grecia este o constantă. Să ne aducem aminte că a fost un episod foarte interesant apropo de acest lucru în momentul în care Grecia a aderat la zona euro. Grecia a apelat la niște inginerii financiare ca să ascundă deficitul care era mai mare de 3%, astfel încât țara să fie acceptată în zona euro. Deci ei practic au intrat în zona euro mințind oficialii europeni, o minciună care a fost descoperită foarte târziu, dar care nu a fost prea mult analizată. Din ce motiv? Și aici revin la o altă parte de vină care există în afara Greciei și în Uniunea Europeană. Grecia a putut să îndeplinească acest standard al deficitului bugetar de 3% printr-o inginerie pe care statul grec a făcut-o cu o bancă, cu a patra bancă de investiții din Statele Unite, e vorba de Goldman Sachs, care primind un comision de 800 de milioane de dolari de la guvernul grec, a acceptat să facă o inginerie, nu-i cazul să explicăm aici că e prea tehnică, dar au adus în statistică oficială, care a fost livrată la Bruxelles, deficit de 3% și prin urmare Grecia era acceptată în zona euro pentru că îndeplinea criteriile din tratatul la Maastricht. Au făcut această inginerie. Cine era vicepreședintele pe Europa la Goldman Sachs? Era domnul Mario Draghi, care astăzi este președintele Băncii Centrale Europene. Deci, vă întrerup, îmi cer scuze, vă întrerup pentru că la telefon în direct cu noi se află Monica Chihaia, este corespondentul Radio România la Atena. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a intra în direct cu noi. Plăcere! Spuneți-ne cum privesc grecii această criză, cu îngrijorare sau sunt optimiști că se va găsi o soluție? Firește, impasul în negocierile cu instituțiile, demersurile eșuate pe durata luni de zile, schimbul de replici între părți tensionate și adesea amenințătoare, mediatizarea cu prioritate tocmai a nereușitelor și a disensiunilor, apoi anunțul organizării referendumului în urmă cu o săptămână, închiderea băncilor și restricționarea retragerilor și în general a tranzacțiilor bancare au creat neliniște și chiar panică în unele cazuri. Cu toate acestea, grecii sunt un popor optimist. N-aș vorbi totuși despre optimism în aceste momente, mai degrabă despre speranța lor ca această perioadă dificilă, dramatică, să se încheie într-un fel sau altul. Grecii doresc relansarea negocierilor, doresc menținerea țării în zona euro și în structurile europene, nu au spus nicio secundă că nu vor plăti datoriile țării, sigur, în condiții dacă se poate, practic aceasta este marea încercare, cât se poate mai puțin dureroase. Greșelile politice se plătesc, poporul nu poate fi scos în momentul unei astfel de plăți din discuție. Foarte probabil țara va fi salvată, nu însă și poporul grec. În sensul în care viața lor va continua pe cu totul alte coordonate decât au fost obișnuiți. Grecii au înțeles acest lucru, firește fiecare după posibilități. Este o perioadă complicată, personal cred, și mă bazez pe experiența pe care o am de a fi trăit în mijlocul acestui popor mai bine de 20 de ani, că aidoma păsării Phoenix vor reuși să se reîntrupeze din propria cenușă. Este adevărat că s-au înmulțit jafurile la Atena? Am văzut câteva materiale pe posturile de știri. Da, este adevărat, am văzut și eu, însă
Nu am elemente care să argumenteze un răspuns. Informațiile primite din partea ELAS, a Poliției Elene, sunt foarte puține. Practic, ceea ce se spune este că au fost semnalate cazuri de furt, spre exemplu, după ridicarea banilor de la bancomate. Ne putem imagina că hoții vor încerca să folosească momentul. Nu sunt puțini cei care și-au retras banii din bănci mai cu seamă în ultimele luni, ori aceasta poate să constituie o mare ispită și o mare problemă. Oamenii aceștia nu sunt din categoria celor care i-au depus în continuare în bănci străine. Aceștia au făcut-o cu mult timp înainte, sunt vulnerabili. Poliția și-a intensificat raidurile, are o prezență mult mai vizibilă și mai activă, să sperăm și eficientă. Dar bancomatele funcționează, sunt alimentate? Bancomatele sunt alimentate, există însă în multe cazuri ca ele să fie nevoie să fie realimentate și atunci, sigur, nemulțumirea populației există. Cozi în fața bancomatelor în continuare. Nu este o situație ușor de suportat. Turiștii continuă să vină? Cei care sunt în Grecia rămân acolo sau sunt speriați de această situație? Turiștii care vin în Grecia în această perioadă, majoritatea dintre ei sunt turiști tradiționali, aș spune. Nu au făcut pasul acesta în ultimele luni. Turiști care vor să ajungă pentru prima dată în Grecia, în insulele grecești. Trebuie să spunem că majoritatea turiștilor străini provin din Germania și Marea Britanie. Practic, ei reprezintă aproximativ un sfert din numărul total al turiștilor străini, care reprezintă în medie aproximativ 18 milioane anual în ultimii 3 ani. Grecia este una dintre cele mai importante destinații turistice ale Europei, fapt pe care îl confirmă și capacitatea sa de a se păstra în topul preferințelor consumatorilor internaționali. E adevărat că pe fondul ultimelor luni extrem de complicate, de nesigure, raportat la aceeași perioadă anului trecut, când se înregistrau aproximativ 120.000 de rezervări pe zi, anul acesta cunoaște o scădere de aproximativ 30%, deci vorbim de aproximativ 50.000 de rezervări mai puțin, în majoritatea lor de pe piețele mari, Germania, Marea Britanie. Oficialii însă din sectorul turismului apreciază că este vorba despre turiști care doresc să vină pentru prima dată în Grecia, nu știu ce îi așteaptă, câtă vreme turiștii tradiționali nu renunță la sejururile lor în Grecia. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea Imperativ. Și eu vă mulțumesc. A fost Monica Chihaia, corespondentul Radio România la Atena, care cunoaște foarte bine situația de acolo și pe greci. Ați auzit, grecii speră că se va găsi o soluție. Păi, se pare că e singurul lucru care le-a rămas, speranța, pentru că situația este realmente dezastroasă și acești oameni ar trebui să-și imagineze că nu există nicio soluție salvatoare pe termen scurt. Cu alte cuvinte, pentru că, vedeți, eu din câte mi-am dat seama, apropo de ce s-a discutat politic în Grecia, a fost o dispută austeritate versus non-austeritate. Există o singură soluție, iar această soluție este austeritatea, indiferent în formele în care ea va veni. Deci este imposibil ca Grecia să poată să-și revină la un nivel de bunăstare acceptabil fără să treacă printr-o perioadă de austeritate. Astăzi aruncam ochii pe o sinteză de studii referitoare la țările care au intrat în incapacitate de plată în ultimul secol. Trăsăturile sunt aceleași, aproape fiecare țară a fost nevoită să treacă prin această situație. Scădere economică, o creștere a ratei șomajului și diminuarea veniturilor, indiferent că se cheamă salariu sau pensie.
Grecia degeaba, grecii degeaba își fac iluzii că mai există o soluție, că îi mai ajută nu știu cine, nu mai există soluție. Deci în momentul acesta, singura posibilitate ca ei să treacă prin această vale a plângerii este austeritatea, pur și simplu. Să explicăm ce înseamnă o țară declarată în incapacitate de plată. Ce înseamnă asta pentru o țară? Foarte simplu, deși eu nu sunt finanțist, incapacitatea de plată pentru o țară înseamnă imposibilitatea acestei țări de a-și onora obligațiile către creditorii interni și externi, în special cei externi. Aceasta înseamnă incapacitatea de plată. Cu alte cuvinte, pe 2 iulie este ziua în care trebuie să achiți 1,6 miliarde la Fondul Monetar Internațional și nu poți să-i achiți. În momentul acela ești în incapacitate de plată. Indiferent de jocurile de imagine care se fac la televizor, că spune primul ministru de finanțe, că spune premierul, în momentul acela ești în incapacitate de plată, deși, fac o precizare aici, există și noțiunea de incapacitate de plată selectivă. Cu alte cuvinte, au fost țări în istorie care au refuzat să plătească tranșe la datorie față de anumite instituții gen Fondul Monetar Internațional, dar și-au onorat obligațiile față de alte instituții creditoare. Declarațiile premierului grec Alexis Tsipras au fost catalogate drept sfidătoare de oficialii europeni. Poziția sa a fost într-adevăr dură. Pe ce se bazează acesta? A jucat la cace alma, ca să mă exprim mai puțin academic. Premierul grec este exemplu clasic de populist, de politician populist și irresponsabil. Acest om a avut viclenia să simtă ceea ce se întâmpla în Grecia, a mințit poporul, a câștigat alegerile și acum când trebuie să guverneze își dă seama că practic nu poate să guverneze. Părerea mea personală este că acei doi Stan și Bran ai politicii grecești, acești filfizoni numiți Tsipras respectiv Varoufakis, vor dispărea pentru că dacă acești oameni nu dispar, în Grecia lucrurile vor deveni și mai grave. Eu înțeleg foarte bine de ce țări serioase și oameni politici serioși, precum Angela Merkel, nu vor să mai discute cu acești oameni. Deci, în ultimele zile, cea mai mare amenințare la adresa Greciei a venit din partea acestor doi oameni irresponsabili care au câștigat alegerile fără niciun merit, doar prin populism. În momentul acesta, părerea mea că nimeni nu mai poate să mai stea de vorbă cu ei. Au câștigat și au câștigat cu un discurs împotriva austerității, împotriva creditorilor internaționali, împotriva oficialilor europeni. Bun, știți prea bine că a fost o discuție inclusiv în România legat de austeritate. Au fost oameni aparent serioși, gen Paul Krugman sau Stiglitz, care au luat și premiul Nobel pentru economie, care s-au declarat împotriva austerității, dar eu vreau să-i văd pe acești doi oameni și vreau să-i văd pe toți admiratorii non-austerității să vină să propună soluția non-austeră. Adică să le spună grecilor care astăzi sunt în faliment, domnule, chiar dacă sunteți în faliment, veți avea salarii de 1900 de euro pe lună, veți avea pensiile dinainte, nivelul vostru de trai nu va fi afectat. Este o imposibilitate, repet, este o imposibilitate, singura posibilitate ca ei să treacă prin asta este să îndepărteze această cangrenă care există în societatea din Grecia și politică și economică și toată lumea știe că o cangrenă nu poate fi îndepărtată decât în mod dureros. S-a întâmplat în Argentina, s-a întâmplat în Rusia, îndepărtarea cangrenei a fost dureroasă și în aceste țări. Prim-ministrul Elen a făcut o serie de concesii creditorilor, între altele acesta a anunțat miercuri că executivul de la Atena acceptă toate reformele în domeniul TVA cu o singură schimbare și anume menținerea unui discount de 30% pentru insulele grecești, dintre care multe se află în regiuni greu de aprovizionat. În domeniul pensiilor, Tsipras cere ca majorarea vârstei de pensionare la 67 de ani să înceapă din octombrie și nu imediat. El mai solicită ca o pensie de solidaritate acordată celor mai săraci pensionari să fie eliminată în conformitate cu dorința creditorilor, dar mai lent decât au propus aceștia până în decembrie 2019. Sunt aspecte importante ale negocierilor acestea sau care sunt cele mai importante aspecte ale negocierilor?
repet, în momentul acesta, pentru organismele creditoare, Tsipras nu mai este un partener de negociere. Deci el pur și simplu este un mincinos care își schimbă discursul de 3-4 ori pe zi și bănuiesc că țările din Uniunea Europeană vor să vadă întâi ceea ce se întâmplă la referendum. Au și declarat asta, Angela Merkel a și spus acest lucru. Cred că a fost o decizie extraordinar de importantă a doamnei Merkel. Așteaptă să vadă ceea ce se întâmplă la referendum și după aceea o să-și regândească strategia de nu știu ce o să facă, pentru că situația este realmente catastrofală. Ori, dumneavoastră ați folosit un cuvânt negociere. Deci nu poți să negociezi când ai mâinile legate la spate, cum le are Tsipras și guvernul grec. Ce să negociezi? N-ai ce să negociezi, pur și simplu. Eu îl înțeleg pe Tsipras pentru că el în momentul ăsta vrea să-și salveze viitorul politic, pentru că este un politician tânăr. Bine, e un politician care n-ar trebui ce să caute în politică, dar el vrea să-și salveze viitorul și ăsta de fapt este motivul pentru care a organizat referendumul. Pentru că el își dă seama în momentul ăsta că trebuie să facă exact ceea ce, opusul la ceea ce a spus în campania electorală, este obligat de situație, nu de creditor, de situație să ia măsurile acestea complet nepopulare, numai că el vrea acceptul poporului. Adică, domnule, dacă sunteți de acord să tăiem pensiile, să tăiem salariile, ca să avem bani să ne plătim datoriile, bine. Îmi pare rău, eu în campania electorală v-am promis că nu facem asta. Deci, acest referendum este un referendum pentru salvarea politică a lui Tsipras. Încercarea lui de a amâna. Uniunea Europeană face o mare greșeală dacă acceptă astea, pentru că Grecia de 7 ani tot amână. De la 1 octombrie, de la 1 ianuarie, de la 1 aprilie și așa mai departe. Deci ei au trecut printr-un plan de salvare de 240 de miliarde. Asta este mare greșeală a Uniunii Europene, care trebuiau să-i declare faliți în 2008 sau 2009. Au primit 240 de miliarde de euro și au promis toate aceste reforme. Că mai duc, că mai fac, că mai dreg. N-au făcut nimic și au ajuns în aceeași situație. Deci s-au cheltuit 240 de miliarde fără să fie salvat bolnavul. Bolnavul astăzi este... Nu mort, că o națiune nu moare niciodată. Uniunea Europeană, într-adevăr, a ezitat în a izola Grecia, în a scoate Grecia din zona euro. De ce? Care ar fi costurile pentru Uniunea Europeană, excluderea Greciei din zona euro? Costurile reale ar fi mici, costurile de imagine ar fi catastrofale, nu pentru cetățenii Uniunii Europene care au plătit ani de zile bani care s-au dus pe apa sâmbetă către agricultorii din Grecia care își luau mașini foarte scumpe cu subvențiile astea și așa mai departe. Catastrofală este ieșirea Greciei din zona euro și din Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană nu e obligatoriu, pentru că sunt țări în Uniunea Europeană care folosesc moneda națională. Ar fi catastrofală pentru politicienii Uniunii Europene. Politicienii Uniunii Europene au niște idei fixe, iar aceste idei fixe, domnule, trebuie să avem o Uniune Europeană care să fie cât mai mare, să aibă o monedă unică, să avem un sistem dirijat unic, dirijat de la Bruxelles. Ei, aici au simțit grecii și aici au șantajat pe cei din Uniunea Europeană. Moneda euro, că de fapt aici e discuția, dacă ei iese din zona euro, părerea mea că trebuie să iasă obligatoriu. Ei au simțit că este loc de șantaj și Varoufakis, care pare totuși un tip un pic mai deschis la minte și a dat seama că aici e locul de șantaj. De ce? Pentru că politicienii din Uniunea Europeană au un mare fix. Salvăm moneda euro, care este un proiect politic și nu un proiect economic. Deci această monedă aproape că nu are nicio legătură cu legile fundamentale ale economiei. Ei au simțit asta și acum șantajează. Cred că șantajul a ajuns la sfârșit, pentru că Uniunea Europeană și-a dat seama că realmente nu are cu cine să stea de vorbă. Fi lăsată Grecia să cadă? Va fi lăsată să cadă Grecia. Nu știu dacă va fi lăsată să cadă. Speranța mea este că Grecia în momentul ăsta nu va mai primi niciun euro de la Uniunea Europeană. Asta e speranța mea. De ce? Ca să le dea o lecție politicienilor din Grecia care au mâncat în ultimii 30 de ani, Grecia a mâncat de la Uniunea Europeană 450 de miliarde de euro. Grecia a făcut cele mai mari nenorociri în ceea ce privește banii europeni.
cele mai mari nenorociri cu bani europeni au fost făcute de Grecia. Cele mai mari furturi de bani europeni s-au întâmplat în Grecia. Păi, situația trebuie să aibă un sfârșit. De ce? Pentru că acești bani sunt plătiți de contributorii din țările Uniunii Europene. Sunt plătiți de germanul care merge la serviciu la ora 8 și la ora 8 fix intră la serviciu și iese la 4 fix de la birou, dacă la 4 fix. Ei, acești, vă dați seama că acești contribuabili din Uniunea Europeană, la rândul lor, presează politicienii, nu? Presează pe doamna Merkel. Politicianul din Olanda presează premierul. Iar acolo electoratul este de altă natură. Electoratul este de altă natură, exact. Și politicienii au un pic alt ștaif. În sud lucrurile sunt un pic mai relative, ca să spun așa. Și merge. Cu mințitul, cu populismul merge. Pentru că vreau să spun un lucru foarte clar. Grecia a fost distrusă de două lucruri. De etatism, adică de dezvoltarea extraordinară a sistemului public, și putem să dăm nenumărate exemple, și populism. Deci populism și etatism, astea merg mână în mână. Din păcate pentru greci nu pot merge la nesfârșit mână în mână. Cred că a venit momentul în care Uniunea Europeană, dacă are politicieni foarte puțin de calibru, este foarte adevărat, sper că doamna Merkel este și cred că este, a venit momentul în care Uniunea Europeană trebuie să dea o lecție tuturor. Grecia va fi prima, dar sunt la coadă țări care abia așteaptă ca Grecia să fie salvată a nu știu câta oară. Spania, de exemplu, Portugalia, Italia. Italia este cea mai interesată de ceea ce se întâmplă în Grecia, pentru că ei au aceleași probleme. Și ce se va întâmpla cu Grecia dacă va fi scoasă din zona euro? Și din Uniunea Europeană? Din Uniunea Europeană nu. Ce se va întâmpla? Deci Grecia în momentul ăsta... Dar odată prăbușită economic, Grecia cum va rezista în Uniunea Europeană? Da, și asta e o foarte bună întrebare. Ce presupun eu că se va întâmpla? Eu cred ce ar trebui să se întâmple. În momentul ăsta se întâmplă următorul lucru. E clar că Grecia nu își poate plăti datoriile decât în modul în care și le-a plătit Germania după primul război mondial. Adică, pur și simplu, renunță la moneda euro, pentru că ei nu-și mai pot plăti datoriile în euro, trec la drahmă, la un raport de 1-1, că ăsta va fi raportul, în prima zi, probabil că într-un timp foarte scurt, raportul dintre drahma va cădea undeva la 60-50% din valoarea euro. Ce înseamnă acest lucru? Dumneavoastră, să presupunem că lucrați, sunteți funcționar guvernamental sau sunteți pensionar în Grecia și aveți o pensie de 1000 de euro, vă transformă în 1000 de drahme. Tipărind foarte multe drahme ca să poată strânge de pe piață euro ca să-și plătească datoriile către străinătate și fiind obligați să tipărească foarte multe drahme, se modifică raportul de schimb dintre drahmă și euro. Prin urmare, valoarea drahmei, care inițial era egală cu un euro, va coborî undeva la jumătate. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră vă duceți acasă cu aceeași pensie în drahme, dar în realitate, în mod real, cu jumătate. Deci, oricum am luat lucrurile, fie prin tăieri efective de salarii, pensii, ca să rămânem în zona euro, fie prin devalorizarea drahmei când ieșim din zona euro, tăierile și austeritatea sunt inevitabile. Deci, căderea Greciei, facem acest scenariu sumbru, ar putea însemna declinul zonei euro? Ar putea să însemne o implozie, pentru că sunt foarte multe țări care au aceleași probleme și își doresc să revină la moneda națională, adică să rezolvăm prin inflație, tipărind bani, adică probleme reale din economie. Aș vrea să aflăm și cum afectează criza din Grecia, România. Domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, este în direct la telefon cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Vasilescu, în ce fel ne afectează pe noi criza din Grecia? Dacă ne afectează, președintele Iohannis spune că vor exista efecte. Pe de altă parte, guvernatorul BNR Muguri Sărescu a declarat că băncile grecești din țara noastră sunt ferite fiind sub controlul BNR. Lucrurile trebuie să le discutăm sub mai multe fațete. Și cele mai multe depind de ce va fi duminică în Grecia.
pentru că acolo va avea loc un referendum. Deocamdată vedem că se împart apele, aproape că Grecia este o țară împărțită în două și nu știm la această oră, nici ei nu știu, de partea cui va înclina balanța. Adică lucrurile s-au întâmplat în etape. În prima etapă, guvernanții greci și formatorii de opinie din Grecia au lăsat să se înțeleagă că va fi un referendum unde se va discuta dacă Grecia rămâne sau nu în zona euro sau dacă rămâne sau nu în Uniunea Europeană. Vă spun pe față că asta a fost o cacealma. Nici vorbă ca Grecia să se gândească că ar putea să iasă din zona euro sau din Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, după ce și-au închipuit sau au crezut că au sărit prea mult calul, că săritura peste cal a fost prea acrobatică, ministrul de finanțe al Greciei a intervenit și a explicat că dacă factorii din Uniunea Europeană vor încerca să se debaraseze de Grecia, atunci se vor vedea la tribunal, pentru că Grecia se va adresa Curții Europene de Justiție. Ei bine, în aceste condiții, nu știm ce va fi duminică, dar un lucru știm, că nici într-un caz nu se pune în balanță dacă Grecia se rămână sau nu în Uniunea Europeană. Acum premierul grec le spune compatrioților lui, votați nu împotriva recesiunii. Votați nu împotriva recesiunii. Este o atitudine realistă aceasta? N-am auzit întrebarea. V-am întrebat dacă este o atitudine realistă aceasta a premierului grec. Este și aici o închipuire, pentru că Grecia este o țară datoare. Datoriile sunt foarte mari și în cazul unei țări datoare, aici se pune problema, îți plătești datoria sau nu. Grecia deocamdată este în stare de încetare de plăți. Nu este formală această stare pentru că n-a declarat-o nimeni. Nici grecii n-au declarat-o, nici Fondul Monetar Internațional, care avea de recuperat marți 30 iunie până la miezul nopții o datorie de 1,5 miliarde sau 1,6 miliarde de euro. Cum această datorie n-a fost recuperată, faptic Grecia este în stare de încetare de plăți, nu și juridic, pentru că nici ei nu s-au declarat, nici Fondul Monetar Internațional nu a făcut o astfel de declarație formală. Iar în ceea ce ne privește pe noi, vom judeca lucrurile după ce se va întâmpla duminică, când se va trage linie. Cert este că, așa cum a spus guvernatorul și cum au spus mai multe voci de la Banca Națională, noi suntem pregătiți pentru a face față oricărei situații. Sigur că efectele pot fi, în funcție de rezultatul acestui vot și de ce se va întâmpla de luni încolo, efectele pot să fie diferite, mai puternice sau mai puțin puternice, dar cert este că România este pregătită la această oră și pentru efecte puternice și cu atât mai mult pentru efecte mai puțin puternice. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Vasilescu, pentru intervenția în emisiunea Imperativ. Domnule profesor Mursa, autoritățile române sunt pregătite pentru eventuale efecte. N-am înțeles dacă acestea vor exista. Domnul Mugurisărescu a fost mai categoric atunci când a spus că nu vor fi efecte. Autoritățile române se poartă cu foarte multă diplomație. Un economist adevărat știe ce se întâmplă în realitate, dar din postura dumnealui, eu pot înțelege din postura unui om care lucrează la BNR, eu pot înțelege că nu poate să spună orice. În schimb, nu, pentru că panica ar... În schimb, eu pot să-mi permit și luxul ăsta să spun ceea ce cred și ceea ce se întâmplă în realitate. Vreau să, dacă îmi permiteți, să fac o apreciere în legătură cu o remarcă a domnului Vasilescu. A spus dumnealui că deocamdată nici Grecia n-a declarat că este în încetare de plăți, nici Fondul Monetar Internațional. Păi da, asta înseamnă să sfidăm realitatea. Grecia trebuia să-și plătească datoria și n-a plătit-o. Eu nu știu dacă avem nevoie să existe un act sau ceva. Deci acești oameni în momentul ăsta nu își pot plăti o datorie care în luna iulie înseamnă alte 7 miliarde de euro. Ce o să se întâmple? O să treacă luna iulie, nu o să poată plăti niciun euro Grecia și noi ce o să spunem la începutul august? Că de fapt Grecia nu este în incapacitate de plată, că nimeni n-a declarat-o.
mă face să zâmbesc treaba asta. Deci, până la urmă, președintele Iohannis are dreptate când spune că ne facem iluzii dacă ne închipuim că nu vor exista efecte. Efecte vor exista. Acum, să nu exagerăm foarte mult. Grecia, avem câteva bănci grecești. Avem câteva bănci grecești. Domnul Muguri Sărescu, și n-avem motive să nu-l credem, hai să spunem așa, ne-a asigurat că lucrurile sunt în ordine în ceea ce privește cele patru bănci, dar există relații comerciale cu Grecia, există relații cu guvernul elen și atunci, bineînțeles că pot apărea probleme, pentru că Grecia în momentul ăsta este în incapacitatea să facă niște plăți. Dacă eu am o relație cu guvernul grec, am furnizat, nu știu, fregate de, sunt firmă românească și am furnizat medicamente Greciei și Grecia nu-mi plătește, păi e clar că avem o problemă. Însă, pe de altă parte, ponderea Greciei în PIB-ul Uniunii Europene este destul de mic, este 2%. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla în Grecia, nu poate să fie dezastru chiar așa de mare, pe de o parte. Pe de altă parte, să știți că... Pentru Uniunea Europeană, pe de altă parte, să știți că de 7 ani, piețele, firmele private, bursele, deja au luat în calcul această situație și cumva s-au oferit, pentru că știau că oamenii, firmele private sau bursele, acolo lucrează oameni care nu iau decizii politice și populiste, iau decizii corecte și economice. Deci ei cumva au amortizat acest șoc. Au fost 7 ani în care acest șoc a fost amortizat. Ați văzut luni sau marți, când Grecia n-a putut să-și plătească tranșa, leu românesc nu a suferit o depreciere extraordinară. În prima zi s-a devalorizat, a doua zi și-a revenit ușor. Deci ăsta pentru mine e semnul că în realitate piețele au fost pregătite de această situație. Hai să spunem că ăsta e singurul lucru bun din ceea ce a făcut Uniunea Europeană cu Grecia. A dat o perioadă așa de grație un pic mai lungă, astfel încât toată lumea să se obișnuiască cu faptul că Grecia la un moment dat va ajunge în această situație. Nu? Asta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Nu? Știi că pățești o nenorocire sau pățești un lucru rău, dar dacă ai un timp ceva mai lung să te obișnuiești cu ideea, îl suporți un pic mai bine. Ne apropiem de încheiere și, în concluzie, o ultimă întrebare. Poate fi Grecia, va fi Grecia o lecție pentru Uniunea Europeană? Va fi o lecție pentru cine este dispus să învețe. Nu fac mari iluzii de la politicieni. Politicienii au memoria cea mai scurtă, pentru că memoria lor funcționează cu un interval de 4 ani. Să știți că mai scurtă este memoria electoratului. Și electoratul, da. Electoratul uită foarte repede. Eu sper că prin intransigența pe care în ultimele zile a impus-o Uniunea Europeană, va fi o lecție pentru toată lumea și va fi o lecție, subliniez acest aspect, va fi o lecție pentru electorate. Electoratele și popoarele trebuie să învețe să nu voteze clowni, să nu voteze populiști, să nu voteze mincinoși, să nu voteze hoți, să nu voteze irresponsabili. Acum, dacă Uniunea Europeană își duce planul până la capăt, Troica, Banca Centrală Europeană, FMI-ul și Uniunea Europeană, dacă își duce intransigența până la capăt, poporul grec va primi o lecție, iar această lecție, la un subcapitol, va suna în felul următor. Cum trebuie să-ți alegi politicienii? Da, și sper eu că Uniunea Europeană va supraveghea mai atent statele membre când este vorba despre fonduri și... Păi, v-am spus, ce s-a gestionarea... Păi, cele mai mari orgii cu fonduri europene chiar în Grecia s-au întâmplat. Și Uniunea Europeană a trecut cu vederea, pentru că ei sunt, au politicienii de la Bruxelles, au niște în cap niște idei foarte fixe. Domnule, să asigurăm solidaritatea în rândul Uniunii Europene, că au greșit, dar copiii noștri, mai certăm un pic, dar tot le dăm în continuare. Nu, ai greșit, ai plătit. Pentru că altfel se învață politicienii, se învață popoarele cu asta. Domnule, las că spun ei că nu ne dau, dar ne dau. Exact cum au făcut grecii în ultimii ani. Pentru că, repet, ei au primit un pachet de salvare de 240 de miliarde. Te întrebi unde este acest pachet și de ce nu a fost salvat? De ce? Au promis,
au promis de 2-3 ori pe an că o să fac aia, o să fac aia, o să fac aia, n-au făcut aproape nimic. Aproape nimic. Deci au lungit-o, au reușit să mintă Bruxelles-ul de 7 ani, Bruxelles-ul a acceptat să vedem, poate visul nostru de a face o Uniune Europeană cât Imperiul Mongol, s-au folosit de asta și am ajuns unde am ajuns. Eu cred că, din punctul meu de vedere, lecția trebuie să fie drastică de data asta. Vom vedea ce se va întâmpla duminică la referendum în Grecia. Domnule profesor Gabriel Mursa, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, că ne-ați ascultat. Sunt Ioana Soreanu, numai bine!